Doamna președintă, stimați colegi deputați, propun atenției dumneavoastră inițiativa legislativă înregistrată cu numărul 117, care vine să modifice legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021, legea 256. Logica acestei inițiative este pe cât se poate de simplă, pe atât de importantă și are o puternică încărcătură emoțională pentru cei care de mai mult de un an de zile luptă pentru a ne salva viețile noastre și ale familiilor noastre. Prin această inițiativă vrem să majorăm cu 40% salariile personalului angajat în instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală, începând cu 1 iulie 2021. Acest proiect propune alocarea resurselor financiare suplimentare pentru a majora salariile pentru toate categoriile de personal angajat în instituțiile medico-sanitare publice, începând cu 1 iulie 2021, inclusiv pentru contabili, economiști și alte categorii de personal administrativ și gospodăresc, care la etapele anterioare de majorare nu au beneficiat de aceasta. Cheltuielile necesare pentru majorările propuse pentru 5 luni le-am estimat în jur de 685 de milioane de lei. Sub aspect financiar, cheltuielile necesare au fost identificate din contul soldurilor cumulative care au fost înregistrate de Compania Națională de Asigurări în Medicină la data de 31 decembrie 2020. Totodată, informez plenul Parlamentului că existența acestui sold a fost confirmată oficial prin scrisoarea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 01-09-969 din 19 aprilie 2021. Totodată, în baza informației publice, subliniez că Compania Națională de Asigurări în Medicină, pentru primele 3 luni ale anului 2021, a declarat acumulări în creștere față de ceea ce a fost planificat, respectiv cu 89 de milioane de lei sau cu 7% mai mult față de perioada similară a anului trecut. Așadar, stimați colegi deputați, reieșind din faptul că soldurile respective au fost înregistrate în conturile companiei de asigurări, reieșind din faptul că ele nu au fost planificate pentru cheltuielile curente, respectiv nu vor afecta obligațiunile financiare asumate deja de către companiei de asigurări, propun împreună cu dumneavoastră să rectificăm legea fondurilor 256, după cum a fost propus în anexe, și să oferim posibilitatea companiei de asigurări să utilizeze soldurile pentru a majora salariile tuturor angajaților din domeniul sănătății, începând cu 1 iulie 2021. Mulțumesc!